Bună seara, bun găsit la știri, iată subiectele zilei. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vreme rea pentru 29 de județe ale țării, printre care și în Mureș. Până în prima parte a nopții de marți spre miercuri, instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului ce vor lua trecător aspect de vijelie și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat și izolat 50-60 de litri pe metru pătrat. Vremea se va îndrepta numai spre sfârșitul săptămânii, atunci când vom scăpa de ploi, iar temperaturile vor crește treptat, ajungând până la 30 de grade duminică. Tot mai multe persoane își pierd viața în accidente grave din cauza neatenției la volan. O astfel de tragedie s-a petrecut ieri după amiază în localitatea Bogata pe dealul Ludușului. Șoferul unui microbus care se întorcea din Italia a pierdut controlul mașinii într-o curbă și s-a izbit frontal de un tir care circula regulamentar. O tânără și-a pierdut viața, iar alți patru oameni au ajuns la spital în stare foarte gravă. Circulația a fost blocată pe ambele sensuri timp de 2 ore. Orașul a vuit din nou în sunete de sirene. 6 autospeciale și elicopterul Smurd au fost trimise de urgență la Bogata, în apropiere de Luduș, pentru a salva 9 persoane rămase încarcerate între fiarele contorsionate ale microbuzului. În jurul 12.40, pe DN1560, în afara localității Bogata, conducătorul unui autoturism marca Volkswagen LT, pe fundul circulației pe sens opus, s-a tamponat frontal cu un autotren. În urma accidentului, persoana a decedat, 4 sunt rănite grav, iar 5 sunt rănite ușor. Precizez că pe acest sector de drum au acționat 3 echipaje de poliție, însă se pare că nu este suficient pentru conducătorii auto care nu înțeleg să respecte niște reguli elementare de circulație. Am văzut. Deci impactul, exact n-am văzut, dar lovitura și când remorca o vinte în spate. Deci acolo am fost la vaci. Și ați văzut chiar că s-a întâmplat? Da, deci, bine, impactul exact n-am văzut, dar sunetul și atunci m-am uitat în coace. Și ați venit aici, ce ați găsit? N-am fost venit aici, numai nu de mult am venit. Mă uitam de acolo, dar... Deci n-ați văzut, încercau să iasă sau... N-am văzut. O fată, nu știu, poate probabil a fost în tir, a fugit din spate zbierând. A fost nevoie ca elicopterul Smurd să se întoarcă la locul tragediei după ce o altă victimă a intrat în coma. Aș vrea ca să-mi comunicați când se apropie ca să oprim circulația, da? V-am recepționat, vă rog să-mi comunicați când se apropie aici ca să oprim circulația. Când îl vedem în aer, oprim circulația, da? Mai avem o singură victimă de cod roșu și foarte gravă. În urma coleziunii dintre un tir și un microbuz, au rezultat 12 victime. Cei doi conducători auto, atât de pe tir cât și cel de pe microbuz, sunt în afară oricărui pericol. Deci sunt victime de cod verde. Ca urmare a acestui accident, a rezultat decesul unei persoane de sex feminin, cea care stătea în partea dreaptă față de la microbuz. Avem de a face cu 5 victime de cod roșu, deci în stare foarte gravă. Una din victime a fost transportată cu elicopterul, iar o altă victimă în stare foarte gravă așteaptă să revină elicopterul la locul accidentului. Este cel de-al doilea accident mortal petrecut în ultimele 2 săptămâni în județul Mureș, unde viețile a 2 tineri au fost curmate într-o secundă din cauza neatenției.
De luna aceasta, medicamentele compensate sau gratuite de pe rețeta electronică se pot elibera de-a lungul a 3 luni. Astfel, pacientul poate lua din farmacie tot tratamentul odată sau fracționat. În cazul în care urmează un tratament de lungă durată, medicul îi poate prescrie medicația pentru 3 luni. În acest caz, rețeta se eliberează și fracționat. Farmacistul vă poate da doar cantitatea necesară pentru o lună și va preciza acest lucru pe formularul pe care vi-l dă. În luna următoare, puteți merge din nou la farmacie cu aceeași rețetă și vă puteți lua tratamentul pentru următoarea perioadă, fără să mai fie nevoie să mergeți la medic. De luna viitoare se schimbă regulile pentru medicamentele compensate. Pacientul poate să-și achiziționeze medicamentele pe etape. Dacă în această lună are nevoie doar de o parte dintre medicamentele de pe rețetă, acesta le poate scoate parțial, urmând ca luna viitoare să ia din nou de pe aceeași rețetă, fără să mai fie nevoit să meargă la medic. Această variantă de eliberare a rețetelor este una benefică atât pentru bolnav cât și pentru medic, scutindu-i pe ambii de drumuri și muncă în plus. Formularul oferit în farmacie de către angajat îi oferă posibilitatea pacientului să își achiziționeze tratamentul dintr-o altă farmacie din același județ. Pacientul trebuie să fie atent la medicamentele eliberate pe formularul tipărit de farmacist și numai după aceea să semneze primirea lor. Urmează știrile pe scurt. CNADNR caută constructor pentru execuția unui tronson de 37,2 de kilometri pe traseul Ogra, județul Mureș, Câmpia Turzii, parte din autostrada Transilvania, proiectul având o valoare estimată de până la 2,33 miliarde de lei. Contractul de proiectare și execuție pentru realizarea secțiunii 2A Ogra Câmpia Turzii a autostrăzii Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea va fi atribuit prin licitație deschisă pentru prețul cel mai scăzut. La valoarea maximă anunțată, CNADNR va plăti 14,27 milioane de euro pe kilometru de autostradă. Proiectul este împărțit în trei loturi, respectiv Ogra-Iernut 3,6 km, Iernut-Chețani 17,9 km și Chețani-Câmpia Turzii 15,7 km. Termenul pentru finalizarea contractului este de 64 de luni de la data atribuirii. Ofertele sau cererile de participare din partea constructorilor interesați pot fi depuse până la 11 august. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a depus o cerere de finanțare în valoare de peste 200.000 de euro pentru un proiect prin care se urmărește înființarea unei linii gratuite la care pot fi reclamate abuzurile săvârșite împotriva copiilor și a unei echipe mobile care să intervină 24 din 24 de ore în cazul acestor abuzuri. La fiecare sesizare, în funcție de gravitatea pe care o stabilește cel care răspunde la telefon, va fi trimisă echipa mobilă formată dintr-un psiholog sau asistent social, un polițist și un reprezentant al primăriei de pe raza localității unde s-a semnalat abuzul. Creștinii serbează astăzi nașterea Sfântului Ioan Botezătorul sau Sânzienele. Sărbătoarea reprezintă începutul evanghelizării oamenilor, deoarece Ioan Botezătorul este cunoscut ca fiind primul care l-a vestit pe Mântuitor. În tradiția populară, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este cunoscută ca ziua de Sânziene sau Drăgaica și este legată de multe obiceiuri populare ce provin din timpuri străvechi. Fiind mijlocul verii, în toate zonele din țară există tradiții legate de pregătirea recoltelor. Tinerele care vor să-și cunoască ursitul își împletesc coronițe din flori de sânziene și le aruncă pe casă în dimineața sărbătorii. Dacă acestea se agață de horn, este semn că fata se va mărita în acel an. Prieteniile și legăturile profunde nu se creează doar între oameni. O demonstrează câțiva copii care practică echitație. Acest sport poate avea o influență pozitivă pentru dezvoltarea celor mici. Prin îngrijirea unui cal, aceștia învață să devină mult mai responsabili și mai grijuli, dar și să țină de mici frâiele în mână. De acest lucru având nevoie toată viața. Copilul simte dragoste, respect și admirație pentru cai, sentimente care au putut fi recunoscute și pe chipurile participanților la concursul de pălărie organizat weekendul trecut la baza hipică din oraș. De asemenea, am putut observa că acest sport îi învață pe cei mici ce înseamnă procesele dinamice în echipă și sincronizarea cu animalul lor. Clubul Hipic Crom Silva organizează în acest weekend al doilea concurs pe anul competițional 2014. Concursul se numește Cupa Copiilor, destinat mai mult promovării tinerelor speranțe și valori, pentru că trebuie să lăsăm și noi ceva în urmă la un moment dat. De asemenea, mai avem și alte probe de obstacole, etapă de calificare pentru
campionatul, finala campionatului național de obstacole. Pălăria le oferă celor mici noi experiențe de viață. Contactul cu nărăvașile animale, mișcarea și joaca în aer liber în natură le stimulează creativitatea, iar când vine vorba de competiții, copiii au motivație enormă. Faptul că se află pe spatele cailor, că trebuie să se impună dirijându-le mișcările, reprezintă pentru ei o provocare foarte mare, dar și foarte plăcută. Care este motivul pentru care ai ales să călărești și cum a decurs până acum competiția? Motivul pentru care am ales să călăresc este m-am îndrăgostit din prima când i-am văzut. M-a dus tata din greșeală la căi și m-am îndrăgostit de ei și n-am mai putut să-i las. Și a decurs bine până acum. Am din ce în ce mai mulți cai, din ce în ce mai multe concursuri internaționale, naționale. Aproape în fiecare weekend sunt plecată pe la concursuri. După seria de obstacole pe care echipele le-au depășit în cadrul competiției, au fost desemnați și câștigătorii cupei. Aceștia au demonstrat încă o dată că echitația este sportul minții și al frumuseții. Au lăsat deoparte problemele cotidiene și s-au dus la o întâlnire pentru a se redescoperi pe ei înșiși. Zeci de mureșeni au învățat ce înseamnă, de fapt, trecerea de la minte la inimă în cadrul unui workshop care a sintetizat învățătura de 20 de ani a lui Drunvalo Melchizedek. Organizat într-un cadru menit a aduce liniștea interioară, seminarul a fost susținut de Sara Indigo și a avut un puternic impact emoțional și spiritual asupra participanților. Ceremonia de vindecare și renaștere, respirația unității, școala de reamintire și școala albastră au fost doar câteva dintre temele abordate la întâlnirea cu Târgu Mureșenii. Cum s-a desfășurat evenimentul, Sara, și care a fost impactul lui asupra celor care au participat? Până acum evenimentul este atât de profund și de intens și de puternic, încât, sincer, să fiu mai impactat și pe mine, mult mai mult decât mă așteptam, pentru că de fiecare dată când fac acest proces de călătorie interioară cu un grup, și eu trec prin el, și eu mă reconfigurez, și eu trec prin transformări. Iar astăzi vă spun că vasul inimii mele s-a umplut de simt că dă pe din afară. Pe parcursul celor 4 zile în care s-a desfășurat seminarul, participanții au avut ocazia să învețe tehnici de meditație și autocunoaștere. Urmează datele despre vreme. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Dacă aveți informații care pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știrea@știtv.ro. O seară frumoasă tuturor! La revedere!